Ancheta extinsă în Comuna Dumești după o bătaie generală între elevii unei școli din satul Păușești, la finalul orelor de curs. În conflict au fost implicați mai mulți copii care s-au păruit de-a binelea, atât pe drum cât și într-un șanț de la marginea carosabilului. De-abia la finalul conflictului au intervenit două femei care au încercat să-i despartă pe copii. Imaginile au fost postate pe o pagină de Facebook a comunei, iar după apariția lor, polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă. Părinții copiilor implicați în altercații au fost chemați astăzi la școală. Incidentul s-a produs la finalul orelor de curs între mai mulți copii. Dacă unii colegi de-ai lor s-au amuzat, alții au încercat să-i despartă. Cei implicați provin în preponderență din familii defavorizate. Polițiștii s-au autosesizat după ce imaginile au apărut în spațiul public. Polițiștii din cadrul secției numărul 8, Poliția Rurală Lețcani, s-au autosesizat, iar în urma cercetărilor efectuate au identificat persoanele implicate în incident, respectiv 4 minore de 13 și 14 ani. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru luarea măsurilor legale care se impun. Imaginile au fost urmărite și de conducerea Inspectoratului Școlar Județean, care va lua măsuri, deși conflictul nu s-a produs în interiorul școlii. Astăzi în școală de dimineață monitorizăm și știm că la ora 12 va fi o ședință cu părinții, de asemenea la ora 14 va fi o ședință a Consiliului Profesoral și vor fi dispuse măsuri, repet, chiar dacă acest incident nu s-a produs în școală. De asemenea, este important de știut că rămânem în comunicare cu directorul școlii și cu diriginții de acolo, în așa fel încât să intervenim cu o consiliere corectă pentru elevii implicați. De asemenea, am luat legătura cu Cujeraie și gândim o formulă de a interveni în școală cu aceste activități de consiliere, în așa fel încât să facem până la urmă prevenirea unor astfel de conflicte. În privința măsurilor care pot fi luate la nivelul școlii, acestea vizează consilierea elevilor. Și vom vedea care sunt măsurile care se impun. După părerea mea, se impune consiliere personală, individuală, cu elevii participanți și, de asemenea, consiliere colectivă. Vom lua legătura cu toate instituțiile care ne pot sprijini în rezolvarea acestei situații. Este vorba de Inspectoratul Școlar în principal, Cujeraie este partenerul nostru, Biroul de Siguranță Școlar, Poliția și toate celelalte instituții. Din câte știu, trei dintre copiii participanți provin din familii dezorganizate. La nivelul comunității se vorbește de mai mult timp despre creșterea agresivității în rândul copiilor.